Bine v-am regăsit! Azi, în seria celor mai frumoase probleme de fizică, vă propun să vedem, să rezolvăm și să discutăm o foarte frumoasă problemă de cinematică, mai exact de aruncări oblice. Problema a fost propusă și rezolvată de vechiul meu colaborator, domnul Dumitru Antonie, pe care îl felicit pentru problemă și îi mulțumesc încă o dată pentru colaborare. Vă voi prezenta, deci, problema cu rezolvarea propusă de domnul Dumitru Antonie. Să vedem enunțul. Pe un câmp se află căzut în poziție orizontală un trunc de copac de forma unui cilindru cu raza R mare. O lăcustă vrea să sară peste buștean, parcurgând o traiectorie aflată într-un plan vertical perpendicular pe axa acestuia. Se neglijează forțele de frecare cu aerul și dimensiunile lăcustei și se consideră accelerația gravitațională a Pământului G mic. Care este viteza inițială minimă a lăcustei necesară pentru a sări peste buștean, considerând că lăcusta poate sări de la orice distanță de acesta? Demonstrați că valoarea acestei viteze este dată de relația V0 egal cu radical din 2GR pe lângă radical din A plus radical din B, unde A și B sunt constante pozitive reale, cât este suma A plus B. Dacă neglijăm frecările, traiectoria lăcustei va fi cea a oricărui corp aruncat oblic în câmp gravitațional în lipsa frecărilor, adică va fi un arc de parabolă. Deoarece parabola are o axă de simetrie verticală care trece prin centrul secțiunii din desena bușteanului, în cazul vitezei minime, ea va fi tangentă în două locuri la buștean, așa cum se vede în desen, iar motivul existenței punctelor de tangență va fi explicat în rezolvare. Viteza inițială face un unghi alfa cu orizontala și are două componente, cele pentru direcțiile orizontală, respectiv verticală, notate cu V indice H, respectiv V indice V, iar în desen se pot observa și relațiile care exprimă cele două componente ale vitezei inițiale. Pentru că nu există forțe pe orizontală, componenta orizontală a vitezei inițiale, notată V indice H, rămâne aceeași în tot timpul zborului, deci va fi aceeași și în momentul în care lăcusta trece prin vârful traiectoriei. Așa cum se întâmplă de multe ori când avem de-a face cu o mișcare care are două părți simetrice, ajunge să ne concentrăm pe una dintre cele două jumătăți ale mișcării pentru a rezolva problema. Așa vom proceda și în acest caz, vom studia doar mișcarea care începe din momentul în care lăcusta este în vârful traiectoriei. Pentru a face asta, alegem un sistem de coordonate cu originea în centrul secțiunii circulare verticale prin buștean și cu axele OX, respectiv OY, pe orizontală, respectiv pe verticală. În această mișcare, viteza inițială este viteza din vârful traiectoriei, adică V indice H, componenta pe orizontală a vitezei inițiale. Iar viteza finală, cea cu care lăcusta va ajunge jos, este egală în modul cu viteza ei când a sărit. Deci ceea ce trebuie să găsim este viteza finală în această jumătate de mișcare. Acum pot explica de ce trebuie să avem un punct de tangență al traiectoriei cu suprafața bușteanului, deoarece pentru viteze VH mai mici decât cea necesară pentru această traiectorie, lăcusta nu sare peste buștean, ci cade pe buștean. Iar pentru viteze mai mari, lăcusta ar trebui să sară sub un unghi mai mare cu orizontala, ceea ce ar duce la o traiectorie mai înaltă, fără să fie necesar acest lucru. Adică putem spune că viteza pe care o căutăm este viteza care permite săritura peste buștean cu traiectoria cea mai joasă. Voi scrie legile de mișcare pe orizontală, respectiv pe verticală, pentru mișcarea care începe din vârful traiectoriei, folosind sistemul de axe pe care îl vedeți în desen. Pe orizontală nu avem forțe, așa că vom avea o mișcare uniformă cu viteza VH, ceea ce înseamnă că legea mișcării pe orizontală este X egal cu V indice H ori T.
Pe verticală avem acțiunea greutății, deci vom avea o mișcare uniform accelerată, care începe la înălțimea R plus H față de originea sistemului nostru de axe, H fiind distanța de la vârful traiectoriei, puteți să vedeți în desen acest lucru, la muștean. Și atunci Y are expresia R plus H, coordonata inițială, minus GT pătrat supra 2. Din prima relație putem exprima timpul, T este egal cu X supra V indice H, și îl putem substitui în legea mișcării pe verticală, și atunci Y va fi R plus H minus G supra 2 V indice H pătrat ori X pătrat. Și obținem o ecuație Y funcție de X pătrat, care este de fapt ecuația care descrie parabola din care face parte arcul de parabolă despre care vorbim. Putem de asemenea găsi expresia componentei verticale a vitezei, V indice Y este egală cu G ori T, adică este egală cu G înmulțit cu X supra VH. Componenta verticală a vitezei exprimată în funcție de componenta orizontală a vitezei și de coordonata X. Să considerăm acum că X și Y sunt coordonatele punctului de tangență P în desen. Atunci putem scrie tangentă de phi este Y supra X, phi este unghiul pe care îl face viteza în punctul de tangență cu verticala, și mai putem scrie tangentă de phi este V indice H supra VY. Și atunci obținem proporția Y supra X este egal cu VH supra VY, de unde rezultă că Y este X înmulțit cu V indice H supra V indice Y. Vom avea nevoie de această expresie a lui Y în ceea ce urmează, dar o putem scrie folosindu-ne de această relație în felul următor. Y este egal cu X înmulțit cu VH supra VY este G ori X supra VH, deci voi avea la numărător VH pătrat, iar X se simplifică. Și în acest fel îl putem exprima pe Y doar funcție de VH. Și avem relația Y este egal cu V indice H la pătrat supra G. Mai putem scrie următoarele relații. Avem un triunghi dreptunghic în desen, care are catetele cele două coordonate, X și Y, ale punctului P. Și atunci putem scrie X pătrat plus Y pătrat este egal cu R pătrat. Și de aici rezultă că X pătrat este R pătrat minus Y la pătrat. Pentru Y avem această expresie. Și avem până la urmă X pătrat este egal cu R pătrat minus V indice H la a patra supra G pătrat. Și acum avem o expresie pentru Y și o expresie pentru X pătrat
care le putem substitui în această ecuație. Să vedem. Voi substitui, deci, cele două valori pe care le-am găsit, pentru y, respectiv pentru x pătrat, în ecuația parabolei noastre și obținem vh pătrat supra g este egal cu r plus h mic minus g supra de două ori v indice h pătrat înmulțit cu x pătrat, deci pe lângă r pătrat minus vh la a patra supra g la a doua. O ecuație bipătratică în vh. Vh apare și la puterea a patra și la puterea a doua, pe care dacă o aranjăm un pic, obținem ecuația pe care o vedeți. Această ecuație are patru soluții, dintre care două negative, care nu ne interesează, pentru că noi căutăm modulul unei viteze, deci avem nevoie de o valoare pozitivă, iar cele două soluții pozitive au forma pe care o vedeți acum. Dacă notăm V indice H supra radical din GR cu V mare indice H și raportul H mic supra R cu H mare, obținem două mărimi adimensionale, V mare indice H și H, mărimi care puteți verifica, aici se vede foarte ușor metru pe metru, dar și aici se poate verifica că unitățile de măsură se simplifică, deci avem o mărime adimensională. Și atunci, soluțiile noastre, folosind aceste notații, devin de forma celor pe care le vedeți acum. V mare H la pătrat este egal cu 1 plus H mare plus minus radical din H mare pătrat plus 2H mare. Avem, deci, aceste două soluții pozitive pentru ecuația despre care am vorbit. Dar se poate arăta că cea mai mare dintre ele, adică cea în care avem aici plus, n-are sens fizic pentru că ea implică faptul că y ar fi mai mare decât r. Ceea ce e absurd pentru că y este coordonata punctului P, iar punctul P se găsește pe un cerc în al cărui centru este originea axelor de coordonate. Deci înseamnă că nici o coordonată, nici x, nici y n-au cum să fie mai mari decât r. Așa că singura soluție care are sens fizic este cea în care avem aici minus. Aceasta este soluția pentru ecuația despre care am discutat mai înainte. Și acum, să mergem mai departe. Viteza cu care ajunge lăcusta jos, am notat-o cu V0 în desen pentru că, să nu uităm că mai există o jumătate de mișcare, pentru că este egală cu viteza cu care sare lăcusta, este de fapt ceea ce vrem să calculăm. Se poate calcula folosind componentele ei, și anume V0 pătrat este VH pătrat plus V viteza, componenta Y a vitezei, pe care am notat-o la început cu V indice V, viteza pe verticală la pătrat. Iar această viteză se poate calcula din mișcarea pe verticală, care este uniform variată, este uniform accelerată, cu formula lui Galilei. Și anume, V indice V la pătrat este viteza inițială pe verticală, nu avem, este de două ori accelerația mișcării, care este G, înmulțită cu distanța pe care a căzut. Și distanța
diferența de nivel dintre vârful traiectoriei și sol este 2R mare plus H. Deci 2G lângă 2R mare plus H. Și atunci V0 pătrat va fi V indice H pătrat plus V la pătrat, adică 2G lângă 2R mare plus H. Avem deci această expresie pentru V0. Dacă o împărțim la produsul G ori R, obținem V0 pătrat supra G ori R este egal cu VH pătrat supra G ori R plus 2G supra G ori R, G se simplifică 2 supra R lângă 2R plus H. Și acum dacă folosesc, dacă deschid paranteza și folosesc notațiile pe care le vedeți aici, obținem următoarea ecuație. V0 la pătrat, V mare 0 la pătrat este egal cu VH la pătrat plus 4 și plus 2H mare. Și dacă ținem acum seama de expresia lui V mare H pătrat pe care o știm deja, obținem în final ecuația V0 pătrat este egală cu 5 plus 3H, 5 plus 3H mare, și minus radicalul pe care îl cunoaștem, radical din H pătrat plus 2H. Deci, am reușit să exprimăm V mare 0, care este ceea ce vedeți aici, în funcție de H mare, care este raportul dintre H mic supra R. Ceea ce înseamnă că acum vom putea face derivata lui V0 la pătrat în raport cu H mare, ca să găsim unde avem minimul pe care îl căutăm. Am găsit deci această funcție de H mare, să nu uităm că H mare este raportul H mic supra R mare, a lui V0 mare, V mare 0, care are această expresie. Și aici se găsește V mic 0, viteza inițială care ne interesează, pe care vrem să o calculăm. Și ca să găsim care este valoarea minimă, să găsim întâi valoarea minimă pentru V mare 0 și pentru asta să facem derivata acestei expresie, acestei funcții de H mare, funcție de H, în raport cu H, evident, și avem dV mare 0 pătrat pe dH mare. Dacă faceți derivata, veți vedea că obțineți 3 minus H plus 1 pe radical din H pătrat plus 2H. Ca să vedem unde avem un minim, un extrem în general, să egalăm cu 0 și avem atunci H plus 1 pe radical din H pătrat plus 2H egal cu 3. Dacă ridic la pătrat, am H plus 1 la pătrat este egal cu 9 pe lângă H pătrat plus 2H, adică H pătrat plus 2H plus 1 egal cu 9H pătrat plus 18H. Ceea ce îmi dă până la urmă 9H pătrat minus H pătrat 8H pătrat plus 18 minus 2 16H mare minus 1 egal cu 0. Și această ecuație are
rădăcina pozitivă, H mare, egal cu 3 pe 4 radical din 2, minus 1, care înseamnă aproximativ 0,061. Și dacă ținem seama de faptul că H mare este H mic supra R, înseamnă că H mic va fi aproximativ 0,061 din R. Așa că ceea ce am găsit până acum este că viteza săriturii va fi minimă atunci când H mic va avea această valoare din rază. Va fi 0,061 din rază. Și atunci, ca să găsim viteza minimă inițială pentru săritura peste buștean, folosim această valoare în ecuația de la care am plecat și găsim că V0 la pătrat este aproximativ egal cu 4,83. De fapt, este 2 pe lângă 1 plus radical din 2, aproximativ 4,83, ceea ce înseamnă că V mare 0 va fi aproximativ radical din 4,83. Deci, valoarea minimă pentru V mare 0 este radical din 4,83. După cum vedeți, V mare 0 se poate scrie radical din 2 plus 2 radical din 2. Vedeți această expresie aici. Și dacă ținem seama de faptul că V mare 0 este V mic 0 pe radical din GR, atunci obținem pentru V mic 0 radical din 2GR mare pe lângă radical din 1 plus radical din 2. Ceea ce înseamnă că am răspuns problemei noastre, am găsit răspunsul, pentru că acolo aveam sub cei doi radicali constantele A și B. Și înseamnă că am găsit că A este 1, B este 2 și că suma A plus B este 3. Ceea ce întreba problema la început. Problema e rezolvată, dar merită să discutăm câteva lucruri. Întâi să observăm că viteza minimă necesară depinde de raza bușteanului. Normal. Dacă bușteanul e mai gros, viteza săriturii trebuie să fie mai mare, dar raza apare sub radical, ceea ce înseamnă că raza trebuie să crească de 4 ori pentru ca viteza minimă necesară să se dubleze. Rezultatul obținut ne permite să calculăm încă 3 lucruri interesante, și anume unde se găsește punctul de tangență P, care este unghiul sub care trebuie să sară lăcusta și de la ce distanță de buștean trebuie să sară. Folosind relațiile pe care le vedeți, se poate calcula valoarea unghiului Φ și se găsește valoarea de 45 de grade. Rezultă că punctul de tangență are coordonatele X și Y egale, fiind deci la jumătatea sfertului de cerc din dreapta sus, la jumătatea acelui sfert de cerc, acelui arc de cerc. Și asta înseamnă că traiectoria arată așa cum vedeți aici. Deci, așa cum se întâmplă de multe ori și în acest caz, minimul se obține pentru o anumită simetrie. Apoi,
Unghiul de săritură alfa, pentru ca viteza necesară să fie minimă, se poate calcula folosind relațiile pe care le vedeți acum. Și dacă facem calculele, găsim că alfa este 67,5 grade. Și nu trebuie să vă mire faptul că unghiul este același pentru orice rază a bușteanului. Pentru că odată cu raza se schimbă și distanța de la care trebuie să sară lăcusta, distanța măsurată până la buștean. Dar unghiul de săritură rămâne același, ca și când am mări la scară desenul pe care îl vedeți. Și încă ceva, distanța de la locul săriturii la buștean, de mic în desen, se poate calcula și ea punând condiția Y este egal cu minus R în ecuația parabolei. Și dacă facem acest lucru, găsim că raportul D mic supra R mare este 1,71. Deci și distanța de la care trebuie să sară lăcusta depinde evident de raza bușteanului, distanța de la care trebuie să sară pentru ca viteza necesară săriturii să fie minimă. Aceasta a fost problema de azi. Sper că v-a plăcut. Încă o dată mulțumiri domnului Dumitru Antonie. La revedere!